Maria Dragomiroiu a plâns la nunta lui Gorghe Gorghiu. Dezvăluirile nașei artistului, așa m-a emoționat. Gorghe Gorghiu și-a făcut nuntă cu 550 de invitați în America, iar nașa Maria Dragomiroiu a făcut dezvăluiri emoționante despre marele eveniment. Îndrăgita artista a mărturisit că a ajuns să plângă în timpul petrecerii, când l-a văzut pe Mire cântând. Gheorghe Gorghiu a demonstrat că nu crede în superstiții și a cântat la propria nuntă, un eveniment fastuos organizat într-un restaurant de lux din New York. Nașa solistului, Maria Dragomiroiu, a plâns de emoție în timpul prestației Mirelui. Interpretat de muzică populară, se declară mândră să fie nașa artistului și a soției lui, Gabriela Băncescu chiar dacă nu se mai află la prima tinerețe, nunta lui Gorghe Gorghiu și a Gabrielei Băncescu a fost un eveniment grandios, plin de momente emoționante. Nu o spunem noi, ci chiar nașa cuplului. crim de bucurie și emoție a vărsat Maria Dragomiroiu când și-a văzut finul cântând într-un moment atât de special pentru el. A cântat și am fost emoționată. Eu am și plâns atunci, așa de mult mai emoționat erau aște frumoși și mi-era așa de drag. Eram așa de mândri noi ca nași, că ne-a îngăduit Dumnezeu să fim noi nași acestor oameni care își unesc sufletele într-o anumită perioadă a vieții, dar frumoasă, a dezvăluit Maria Dragomiroiu în cadrul unei emisiuni TV. Interpretare numai cuvinte de laudă la adresa finei. Deci numele ei nu este la fel de cunoscut ca al soțului său. Gabriela Băncescu este o femeie de afaceri de succes. Soția lui Gorghe Gorghiu este patroana unui lanț de restaurante cu specific românesc în America. Pe lângă ceea ce oferă din punct de vedere financiar, Gabriela este și un suflet bun și un adevărat prieten, potrivit spuselor Mariei Dragomiroiu. Fina e cel mai deosebit om pe care l-am întâlnit. Un suflet așa de muncitor, și de bun, și de îngăduitor. Un prieten adevărat nemaipomenit. Suntem foarte fericiți că s-a întâmplat acest eveniment în viața lor și a noastră, a mai spus îndrăgita artistă.